Satele tradiționale se pierd încetul cu încetul, fiind amenințate de modernizare. Casele și porțile de lemn abia dacă se mai găsesc, gospodăriile țărănești sunt tot mai puține, iar cele rămase devin atracții turistice. Doar bătrânii satului sunt cei care duc tradițiile mai departe, în speranța că cei mai tineri vor învăța de la ei. Viața satului este analizată și de etnologi, care mărturisesc că bogăția satului tradițional constă și în meșteșugurile practicate de localnici. Pentru că îmbrăcămintea omului nu se cumpăra ca acum din prăvălie, să cumperi blânuri, să cumperi cojoace și să cumperi stofe, încălțăminte și așa mai departe, totul se producea de către țărani. Erau specializări în sate pe toate meseriile și pe toate meșteșugurile. Și blânăritul și cu cojocăritul erau una, făceau un tot unitar. Erau specializați care făceau cojoace, țărani meseriași în cojoace, dar erau unii care făceau și blănuri pentru femei, copii și bărbați și făceau totodată și cojoace. Proprietarul unui complex era specialist în toate, pentru că unele aveau și hrebene sau darac, cum mi se mai spune, pentru dărăcitul lânii, pentru că lâna se prelucra pe scară foarte largă. Acum a început să dispară. Ăștia de pe Valea Cosăului, unde există darac, mi se plângeau că foarte rar au ce lucra, pentru că nu se mai cultivă lână. Deci nu se mai prelucrează lână. Meșteșugurile, care până nu de mult erau o obișnuință în viața satului, acum sunt practicate doar de câțiva meșteri populari care mărturisesc că tinerii nu sunt dornici să învețe meserie, astfel că aceste îndeleniciri riscă să fie uitate în câțiva ani. Să vă arăt sfertării de vulturate, dar să vă arăt niște cămeși vechi. E când e lumea și e, cred că au și suta. No. Îmi place să am grijă de ele, să le păstrez și de ce le spăl, aldesc. Așa e? Aldesc. Uitați-vă, dumneavoastră aici, la ea cât e veche. Am una și mai veche. Aici zbăzeri mici. E mult să mai făcea cămeși la formă. Uh-huh. Să formăluia la Ogna Șugatag cu... avea anume forme și noi cosăm pe formă. Uh-huh. Aici sunt motive florale la gule. Aici una mai veche. Ia una și mai veche. Mai veche. Deci, și cu ață, nu-i cu harață. Și asta e. Deci cu broderie, cu ciur la pumnușel. Apoi aici avem motivul lui M, care iară se găsește în toate șantierile are arheologice pe care le vedem și care este format din două unghiuri deschise, alăturate. Litera M. Foarte, foarte vechi motivele. Foarte, foarte vechi. Deci, această cămașă este o cămașă foarte veche. Să mai vedem încrețăturile foarte frumoase de la umeri. Da, aici ai pădos veche. Avem încrețăturile astea făcute, foarte migăloase, făcute de țărânci la umeri. S-a tras. Și apoi la pumnușel. Și aici banda cu motive geometrice, banda. Și jos cu... Noi ziceam trăsură. Trăsură. Și aici este... Asta e trăsură în curmezâș. În curmezâș. E așa pe pânză, nu-i pe încrețală. Uitați crucea în X, de care am vorbit foarte veche. Dar aici ai să zice frunză. Vedeți că oamenii au stilizat. Au denumiri diferite. Da. Aici este un romb. Asta mai veche. Deci sunt...
cămașa din Marea Mureș, de pe Valea Coseului. Noi am scris în cartea cu doamna Șerba. Da, 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 deci profesor Șerba. Pe Valea Coseului, rafinamentul cu care lucrează țăranca maramureșană cămașa. Ceea ce vedem noi aici, lucru de rafinament, este cipca aceasta în ciur, broderia în ciur, așa, unde sunt prelucrate tot felul de motive, cercul, motive geometrice, romburi, soarele în gol, vedeți acolo, peste tot, dar și dacă ne uităm dincolo, vedem niște motive florale la geam acolo, foarte frumoase. Din păcate, ștergurile care le vedem noi aici sunt un rezultat al înnoirii și înnoirile, din păcate, nu în detrimentul calității a tradițiilor care au fost. Sunt geometrice, înainte au fost geometrice. Erau geometrismul, astea sunt florale și cu ruși de ăsta țipător care aparține, de fapt, influențelor venite din Oltenia. Aduse de dascăl care au venit cetățence, care au venit măritate pe aici și așa mai departe. Aici, deci, acest zigzag de care am vorbit se găsește și pe perni, vedeți acolo pomul vieții și trandafirul, deci motivele tradiționale sunt trandafirul, care este nu numai simbol al dragostei, ci trandafirul este și un simbol religios, pentru că petalele roșii de flori simbolizează sângele vărsat în pocal, în graalul acela lui Iisus Hristos. De aceea, în toată arta religioasă din biserici, vedem trandafirul. Deci, unul dintre motivele religioase vechi, preluate de creștinism din precreștinism. Atelierele de blănărie, țesutul, vâltorile sau morile le aduceau odinioară venituri sătenilor. Am un normal și căsile zgoale, că numai mobila o pun și o împată în mijlocul căsii și gata, gata casa. Ei. Că păi așa tare mult trebuia lucra. Ei. Nu le mai trebuie, nu le mai are. Vremea aceea e, mătușa. Vremea aceea, nu. Ei. Nu, că se duc la servici, e mult, o foarte treabă. Că o fă oamenii tăt acasă. Ei. Și femeia și-o lucra lucru, dar păi cu câine, pe câtă lucrare s-o lucrat. E mine și de mine. Vara, în primăvară ai sămânat-o, toamna ai cules-o și ai pus-o la topchit, ai spălat-o, ai melițat-o, pe când i-a ajuns iarna. Eu știu că punea mama pe blodăr acolo deasupra, cum era șpor și cuptiori în casă, punea acolo câine pa să o poată trage. Și o punea în poală și se ducea afară și trage. Că o apucat-o toamna, că o fă lucru mult, nu că am... Nu, și apoi, dar tătă lucra, dar dacă o fă și bărbați acasă. Am înveț că tătă lumea e dusă. Așa-i. Cu copiii mici, îți la școală, apoi la liceu, numai vai că vieții fac școli, liceau, facultate și pe când zin n-au servici. Asta e mare bai. Nu, acum ați voi arăta cum să fac. Pun ce mărgeale urmează acum să pun. Și după ce le-am... Deci tu iei mărgelele și în ordinea în care le bagi acolo pață, da, nu? Da, da, da. Și după ce fiecare le trec sirul peste ele. Și aceea să zice țesut. Așa de obicei, un barșon de ăsta, cum mai zicem noi, că mai zic și zgârdan și barșon, așa. Cam într-o oră eu l-am terminat. Nu, aia este acum, nu. Nu. O ieșit. Bine. Nu, atât ai tot. Atât ai, foarte simplu. Nu-i greu de... Podobele de regulă erau folosite la sărbători și înfrumusețează foarte mult portul popular, le purtau de regulă femeile, dar în țara Lăpușului le poartă foarte mult feciorii, pentru că un fecior care are mai multe zgârzi la pălărie, la clop, ăla este fecior mai nealco și totodată mai bogat. Pentru că zgârzile ale late cu foarte multe mărgele sunt de regulă scumpe. Ornamente ca lor este foarte variată,
coloristica la fel, pentru că dânsa mi se pare că lucrează cu plastic. Nu mai sunt mărgelele de piatră cum erau, care erau aduse din Cioslovacia. Da, da. Că și eu am... Și mama, fiertată, făcea. Iar eu am mai vorbit că X-ul acesta și cu crucea și cu S-ul, da, sunt motive dintre cele mai vechi. Mai multe despre aceste meșteșuguri și meșterii populari puteți afla din emisiunea Zestra Maramureșului, care va fi difuzată la TV Sighet duminică la ora 16, iar în reluare vineri începând cu ora 22.